salutare, dragii mei! Astăzi, împreună cu voi, vreau să pregătesc niște chifle aromate dulci cu brânză. Sunt superbe, foarte, foarte fragede și moi. Le-am dat cu zahăr pudră, nu din cauza că le-am ars sau ceva, nu sunt arse, sunt ruminite așa cum îmi plac mie să fie ruminite. După cum ați observat că orice cuptură de asta din aluat, eu o ruminez bine. Mie așa îmi place, fiecare cu gustul lui. Vreau să vă arăt la cât sunt de pufoase și au brânză prin ele, dar sunt o bunătate, o bunătate, foarte, foarte moi, după cum vedeți, și foarte aromate. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, distribuiți rețetele mele, dar eu vă doresc numai bine și să trecem acum la treabă. Aluat, avem nevoie de 500 de grame de făină, 250 de mililitri lapte, 2 ouă, 20 de mililitri ulei, 2 linguri de zahăr, o linguriță sare și 10 grame de drojdie uscată. Dar dacă aveți drojdie proaspătă, puneți 20 de grame. Luăm un bol, adăugăm laptele călduț, zahărul, adăugăm drojdie uscată. Adăugăm ouăle. Adăugăm sarea. Adăugăm făină și începem a frământa. Adăugăm uleiul și frământăm mai departe. Trebuie să vă primească un aluat foarte așa elastic și moale, dar nu lipicios. A lăsăm la crescut pentru 40 de minute și apoi ne apucăm să facem, să pregătim. Pentru umplutură avem nevoie de 300 de grame de brânză de vaci, 70 de grame de zahăr pudră sau zahăr simplu, un ou, 20 de grame de zahăr vanilat și un pic de sare. Adăugăm brânza în bol, ouul, sarea, zahărul vanilat și zahărul pudră și amestecăm bine. Și amplutura noastră este gata. Uitați-vă. O dăm la frigider până ce crește aluatul. La mine aluatul a stat 30 de minute. A crescut foarte bine, după cum vedeți. Este un aluat foarte moale. Acum îl vom face biluțe. Așa, l-am împărțit în 18 biluți, lăsăm să crească undeva 5-10 minute, apoi întindem câte o biluță. Așa, luăm o biluță, o întindem. O ungem cu brânză. Acum o învârtim așa ea, una după alta. Așa. Am făcut așa o vergică și o punem deoparte. Luăm altă biluță și tot așa procedăm. Și acum împletim. Lipim aici. Încă așa.
Și în felul următor procedăm cu toate beluțele noastre. Le-am împletit, ne-au ieșit 6 bucăți, destul de mărișoare. Acum le lăsăm 20 de minute să crească, după le dăm cu gălbenuș de ou și puțin lapte, le dăm, le coacem la temperatura de 170 de grade până ce se ruminez bine. Deci, e că așa s-au primit la mine, foarte, foarte moi, dar aromate eu nu vă pot reda. Acum vreau să le dau puțin cu zahăr pudră. Acestea sunt chifle aromate și dulci. Sunt superbe. Foarte, foarte gustoase. Numai decât trebuie să le încercați, că este o bunătate. Deci cam așa, dragii mei. Eu vă doresc numai bine. Pa, pa!